În testul 30 ne întâlnim cu o prismă patrulateră regulată ABCD A'B'C'D'. Cu baza ABCD pătrat. AB are 6 cm. A' e perpendiculară pe ABC. AC și BD se intersectează în O, iar BC' și B'C se intersectează în M. Mai întâi trebuie să arătăm că perimetrul lui ABCD este de 24 de cm. Păi, e destul de simplu. Știm că ABCD este pătrat. Și atunci perimetrul lui ABCD e de 4 ori lungimea unei laturi, în cazul nostru 4 ori 6, 24 de centimetri. În continuare trebuie să arătăm că dreapta DC' e paralelă cu planul COM. DC' cu COM. Și e destul de simplu. OM este paralelă cu DC' fiind linie mijlocie în triunghiul DBC'. Mai precis, O e mijlocul lui BD, M e mijlocul lui BC și atunci OM e linie mijlocie, deci e paralelă cu DC'. Să scriem acest lucru. Deoarece ABCD este pătrat, ne rezultă că diagonalele se înjumătățesc, ceea ce înseamnă că O este mijloc BD. Pe de altă parte, în BC, C'B', care e chiar dreptunghi, deoarece A' era perpendiculară pe planul bazei, dar oricum, BC, C'B' ar fi fost paralelogram, având de-a face cu o prismă. Să scriem acest lucru. BC, C'B', paralelogram, în paranteză chiar dreptunghi. Și aici, diagonalele se înjumătățesc de asemenea, ceea ce înseamnă că M este mijlocul lui BC'. Păi atunci, avem că O e mijloc, M e mijloc, deci OM este linie mijlocie. În triunghiul BDC'. Deci în BDC', OM este linie mijlocie, deci este paralelă cu DC'. Și atunci OM este paralelă cu DC'. Și deoarece OM este inclusă în planul COM, ne rezultă că DC' este paralelă cu planul COM. Destul de simplu. În continuare avem N simetricului O față de M. Și trebuie să arătăm că A'B'C'N sunt coplanare. A'B'C'N. Deci trebuie să arătăm că N se află în planul A'B'C'D'. Hai să facem acest lucru. Pentru subpunctul C mic, trebuie să arătăm că A'B'C'N sunt coplanare. Adică N se află în planul A'B'C'. Avem așa, deoarece N
este simetricul lui O față de M, ne rezultă că omene sunt coliniare și în plus ome este egal cu one. Pe de altă parte, ome era linie mijlocie în triunghiul BDC'. Așadar, OM avea lungimea jumătate din DC', era DC'/2. Dar cum OM și MN sunt egale, obținem că ON e de 2 ori OM. Și cum DC' e de 2 ori OM, am obținut că ON are aceeași lungime cu DC', egal cu DC'. Pe de altă parte, știm că OM era paralelă cu DC', fiind linie mijlocie. OM e paralelă cu DC'. De aici rezultă că ON e paralelă cu DC' și atunci ONC'D e paralelogram. De unde rezultă? NC' este paralelă cu OD. NC' e paralelă cu OD. Pe de altă parte, OD, fiind BD, este paralelă cu B'D'. OD coincide cu BD și cum BD e paralelă cu B'D', ne rezultă că OD e paralelă cu B'D'. Și atunci, NC' fiind paralelă cu OD e paralelă cu B'D'. NC' e paralelă cu B'D'. Și deoarece C' se află în planul A'B'C' și dreapta B'D' se află în planul A'B'C', deci avem că B'D' e în planul A'B'C'D', C' se află în același plan și prin C' am dus paralela la dreapta B'D' din plan, înseamnă că paralela e inclusă în plan. Din toate acestea, ne rezultă că NC' este inclusă în planul A'B'C'. Așadar, N se află în A'B'C' și atunci A'B'C' și N sunt coplanare. Destul de simplu. Reținem că paralela adusă printr-un punct din plan la o dreaptă din plan este conținută în plan.